Salutare tuturor și bine v-am regăsit la un nou episod. De la aceasta un episod cu povești. Una dintre poveștile mele, când am fost cu niște prieteni mai mari, mult mai mari din 5-6, eram la bunici și am fost noi, am pornit-o pe deal, prin arătură, prin porumb. Am pornit și ne-am luat și vreo două bidoane de apă, parcă rece, că era foarte cald, super cald, și să mergem, și ne-am luat și piscina. Eu țineam piscina, ei unul bidon, unul celălalt bidon. Ca să ne punem acolo undeva pe un deal, să ne băgăm în piscină și ne dădeam drumul de pe deal. Și când am ajuns pe deal, eu nu știam ce gânduri aveau ei. Dar eu am vrut să mă răstogolesc de pe deal până jos. Și în timp ce eu mă răstogoleam, ea repede umflat, era, de fapt, era umflată, piscina. Ei repede au pus apă și în timp ce eu mă dădeam, dar am prins-o viteză, nu puteam să-i văd, pentru că eram așa, amețit, mi se mișca ochii, nu puteam să-i văd și cu o viteză mare. Au pus repede piscina și eu când am ajuns lângă, poc în piscină și, nu, doar eram în tricou, știți? Și poc în piscină, bă, eu nu știam ce gânduri au aia că vor să pună piscina să cadă în ea. Și poc, bum, am căzut în piscină. Morala este că dacă vă răstogliți de pe un deal și aveți o piscină, să vă opriți undeva, să vă uitați dacă nu pune aia piscina să cădeți în piscină, că poate o să cădeți în piscină. Dar a fost fain, pentru că nu, era și cald, m-am răcorit, a fost fain. Și, da, cheers!